În urmă cu câteva săptămâni, Universitatea Politehnică Timișoara a fost gazda conferinței de la Dacia Lăstun la Buick LaCrosse. Dan Boboescu este unul dintre oamenii care au cunoscut succesul în Statele Unite ale Americii și astăzi ne împărtășește câteva dintre experiențele trăite în cariera sa. Care a fost povestea din spatele acestei conferințe? Care este povestea? Povestea este foarte frumoasă, o invitație de suflet făcută din partea Fundației Politehnica să vin și să povestesc câteva etape din cariera mea. Și fiindcă un pas foarte important a fost Lăstunul și alt pas foarte important a fost Buick LaCrosse, am intitulat în acest fel conferința și mi-a făcut mare plăcere să fiu din nou la mecanică și să cunosc preocupările actuale și să pot discuta despre ce se întâmplă la ora actuală în industria globală auto. Care este cea mai mare problemă în industria aceasta, la nivel global? Toată lumea vrea să producă mai multe mașini, dopurile de circulație se lungesc, orașele care au încercat să se adapteze circulației auto au devenit neplăcute pentru oameni și atunci oamenii au părăsit centrele orașelor și s-au retras în suburbii, iar densitatea aceasta de trafic pe lângă dopuri, întârzieri, ineficiențe economice creează o poluare care este mult peste limitele admisibile sănătății umane. Am să-mi îndrept acum atenția spre plecarea dumneavoastră din țară, care s-a întâmplat în urmă cu câțiva ani buni. De ce ați luat această decizie? A fost o decizie grea? Cum ați fost primit în America? A fost acum 20 de ani decizia. Era într-o perioadă în care rolul meu era conducerea firmelor Temeco și Procar, o activitate deosebit de interesantă și pasionantă și cu un colectiv excepțional, dar care m-a îndepărtat tot mai mult de pasiunea mea pentru inginerie, pentru proiectare și pentru automobil. Așa cum am povestit și în conferință, în 98 am avut ocazia să merg în vizită în Statele Unite, în Michigan, care este patria automobilului american, și să înțeleg oportunitățile care există acolo pentru ingineri. Decizia n-a fost foarte dificilă, dincolo de ceea ce înseamnă relații personale, familie, prieteni. Profesional a fost o cale care am ales-o pentru 2 ani și din 2 ani s-au făcut 20. Că tot ne-am oprit la partea profesională, care a fost cea mai mare satisfacție a carierei dumneavoastră, care știm că a fost una și este una în continuare fulminantă? Satisfacția la vârsta mea este ceea ce las în urmă. Sigur că există momente de vârf, perioada de la Dacia Pitești cu raliurile, mașinile de curse, pregătirea lor și concurența, perioada de la Temeco, o premieră națională pentru Bosch, mai multe premiere ca importator de produse, toate sunt frumoase în felul lor. Dar ce lași în urmă sunt oameni, sunt caractere pe care le-ai modelat, sunt parte din pasiunea care poți să o insufli altei generații și să îi îndrumi pe o cale. Și eu am avut șansa să lucrez pe 3 continente și atunci mă uit la felicitările care le primesc de Crăciun din China. Crăciunul nu înseamnă nimic pentru chinezi. Dar pentru cei care îmi trimit aceste felicitări, înseamnă că eu mă voi bucura. Și asta îmi dă o satisfacție, cu totul și cu totul specială, să știu că oameni cu care am lucrat, oameni pe care i-am modelat, oameni pe care i-am îndrumat într-un fel sau altul, într-un proiect sau chiar și probleme personale, se întorc cu gândul la mine și putem purta un dialog chiar și în afara spațiului profesional. Am să vă întreb acum un lucru, tot așa legat de America și România. Care sunt diferențele în această industrie a automotivelor? Industria americană are peste 100 de ani de tradiție și un volum colosal. Deci, împreună cu firmele japoneze, coreene, germane, care activează și produc mașini în Statele Unite, vânzările sunt dincolo de 17 milioane de automobile noi pe an. Deci, pur și simplu, pornind de la volumul de producție și volumul acesta de producție este susținut cu foarte multă proiectare, foarte mulți furnizori
laboratoare de testare, echipamente specializate. Deci o economie de asemenea învergură și o piață de desfacere de asemenea învergură este atractivă pentru orice producător din lume. Și atunci toți au venit în Statele Unite. Nu fiindcă manopera este mai ieftină, cum de foarte multe ori aud în România că Renault și Ford au venit doar fiindcă manopera este mai ieftină. Statele Unite vin fiindcă piața este mare. Și dacă extrapolăm piața americană și ne uităm ce se întâmplă în China, unde toți producătorii sunt prezenți și unde vânzările depășesc 30 de milioane de automobile noi pe an. Deci China la ora actuală vinde mai multe mașini noi decât Europa și Statele Unite împreună. Asta este dimensiunea pieții. La fel, te duci fiindcă vinzi, te duci fiindcă este o piață extraordinară. De aceea, la ora actuală, mare parte din investiții se derulează în Asia de Sud-Est. Altă piață foarte mare. Deci nu, comparația între o economie și alta trebuie făcută în contextul ce piață de desfacere reprezintă. Suntem la Universitatea Politehnică Timișoara și se uită destul de mulți studenți la noi. Care ar fi sfatul pentru studenții? Cum ar trebui? De unde să înceapă? Să învețe, să învețe. Deci, universitatea te formează, îți dă abilitățile cum să înveți, cum să absorbi noutăți și să le pui în practică. Dacă eu aș fi rămas în cariera mea cu ceea ce am învățat în facultate, mai puțin de 10 ani n-aveam un job, fiindcă pe vremea mea învățam despre carburatoare. Iar când am înființat Temeco, injecția de benzină și electronica era cea care domina industria auto. Deci a trebuit să învăț despre injecție. Când am luat decizia să merg în Statele Unite, am nimerit în domeniul interioarelor de automobil. A trebuit să învăț cum se proiectează interioare de automobil. Când mi s-a înfiripat gândul unei cariere globale, nu fiindcă Statele Unite n-ar fi fost destulă satisfacție, era curiozitatea mea să văd Asia, să cunosc alte țări, a trebuit să învăț mai mult despre industria globală auto și m-am dus înapoi la facultate. La 42 de ani am făcut un MBA, tocmai ca să înțeleg în Global Management, tocmai ca să înțeleg fenomenul, să învăț cât se poate de repede noțiunile teoretice și după aceea să pot să le pun în practică. Deci singurul meu sfat este să se considere un concurent din piața mondială, să nu se rezume la o universitate, la un oraș, la o țară, deci să aibă un orizont cât de larg cu putință, să învețe cât mai multe limbi străine. Din păcate, limba română nu se vorbește în afara României și a comunităților românești din străinătate, dar engleza stricată este foarte bună, te descurci oriunde în lume, chineză dacă se poate, ținând cont de dominația Chinei în economia mondială, ar fi o limbă excepțională pentru o carieră internațională și multă, multă adaptabilitate. Deci dacă cineva își propune o carieră globală, o carieră internațională și se așteaptă ca toate lucrurile să se deruleze ca acasă, e sortit eșecului. Fiecare țară, fiecare regiune are propriile reguli de funcționare. Cu cât ești mai adaptabil, cu cât ești mai dispus să îmbrățișezi modul de lucru local, chiar dacă îți păstrezi valorile personale, cu atât ai șanse mai mari într-o competiție globală. Și nu suntem cu nimic mai prejos sau mai handicapați sau mai needucați decât alți ingineri sau alte persoane cu studii superioare din alte țări. Este vorba de dorința de a învăța continuu și de a te specializa pe un domeniu care are căutare. Acum o ultimă întrebare, domnule Boboescu. Ce urmează pentru dumneavoastră pe plan personal? În plan personal am făcut un an de pauză din
cariera profesională ca să pot avea grijă de părinții mei care sunt în vârstă și au nevoie de suport. Din păcate, mama ne-a părăsit. Și m-am ocupat cu consultanță în perioada aceasta, de atât consultanță globală, firme cu care am mai colaborat sau firme care au aflat despre mine din network-urile profesionale. LinkedIn este o sursă bună de relații profesionale, dar și consultanță locală cu firme românești cu care mi-a făcut mare plăcere să colaborez, pe care îi îndrum și îi încurajez să se uite în viitor, să privească la automobilul electric ca următoarea formă de transport. A fost un an interesant.